Ce faci, Alin? Aș minți să zic bine. Chiar aș minți. Da. Nu prea bine. Ne descurcăm, mergem mai departe. Voi ați fost anunțați că o să mergeți la acest date în calitate de prieteni. Da. Corect? Da. Cosmin a aflat când a ajuns la cinematograf că se va întâmpla această poveste cu Adelina. Mi-am dat seama, oarecum că se schimbase la față complet, îi scăduse tot vibe-ul. Aha. Dar da. N-am știut, n-am bănuit niciodată secundă ce s-ar întâmpla. De ce reacția asta, Cosmina? Adică... Eu... Pur și simplu. Voi erați prieteni, nu? Ați ieșit la film? Dar nu are legătură cu vreo gelozie sau ceva de genul. Eu știam că el va ieși de acolo. Bun, poate că fericit că are văzut fata, etc. Dar și supărat. Și încercam cumva să, nu știu, să dau de înțeles că starea mea nu e asta, să poate să nu aibă și el un șoc, cum am avut eu când am aflat. Bun, da, dacă el... Stai puțin. Dar stai în toată situația, da. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru complicitate, dar pe de altă parte, nu, a fost o dacă omul a spus că el o vrea în casa mireasa, te întreb, așteptai ceva mai mult? Nu. De la prietenia asta, pentru că ieri n-ați spus, tu erai acolo, spuneai prietenie, ok, prietenie, prieteni. Da, prietenie, dar a fost persoana mea în plus acolo, iar eu tot din prietenie i-am dat lui un mesaj care nu s-a dat și mi-ar fi plăcut din inimă să se fi dat, să-l asculte și el și toată lumea. Care de a fost mesajul? Ca să se înțeleagă. Te rog. I-am spus că noi mai vorbim telepatic așa uneori, din priviri, și să facă ce simte și să ia o decizie potrivită pentru viitorul lui și să aibă foarte mare grijă că uneori unele lucruri te mai înșală. Corect, și asta o să și facă, nu? Și din prietenie i-am spus asta și mi-ar plăcut măcar să se observe. Să bun, se e foarte important că i-ai spus lui acest mesaj. Noi suntem cumva spectatori în plus, nu ne folosește acest mesaj, doar așa, în economia a ceea ce s-a întâmplat astăzi. Da. El, într-adevăr, este singurul în măsură să ia vreo decizie, pentru că e vorba despre viața lui. Exact. Decizia lui de astăzi la prânz a fost să spună nu, doamna Daniela. Nu, no, gata, pentru mine a ieșit de tot. Dragoste cu Sila, eu n-am văzut în viața mea. Nu, asta e o dragoste cu Sila. Da, oamenii reacționează diferit în situații de astea. Îmi pare rău pentru mine, e o dragoste cu Sila. Probabil că a fost un șoc și pentru ea și de asta... Nu, și mi-a părut rău de fata asta pentru că și-a stricat și eticheta. Ce complice! Stați un pic, nu, doamna. Nu, o să vadă părinții. Stați puțin, doamna Daniela. Dar despre ce vorbim? Oamenii... Dar cum să mă trezesc? Eu mă duc cu prietenul să văd... Nu știu, mi se pare ceva chiar foarte urât. Îmi lipsește, mă scuzați, îmi lipsește mie ceva din povestea asta? Mie era mi se pare ceva chiar foarte urât pentru fata asta că a venit ca prieten să asiste o relație forțată. Mă scuzați, dar multe aniversări s-au făcut în casa mireasa și multe surprize cu ajutorul prietenilor, că da, așa da, se întâmplă. Nu că așa, ce, că ce să vedeți? S-a simțit că asta este rolul prietenilor. Nu. Acum, eu știu că dumneavoastră o prețuiți pe Cosmina și sunt foarte mulți în casă care o prețuiesc și în ceea ce privește pe Cosmina este reciproc și ea este un om minunat. Chiar dacă era așa, dacă omul ăsta a zis că el nu simte să facă un pas în plus pentru că are pe cineva afară. Și tu, exact, da, exact. Și nici tu n-ai fi foarte confortabil în poziția de femeie care să se bage într-o... Nu? Exact. Corect. Au decis degeaba, că sunt prieteni. Am înțeles. Bun. Mergem mai departe. Deci asta.